căci dor că mereu mă. Nu gândești că mi-a fi greu. Stimați telespectatori, vă spune Sorin Gâscă la emisiunea din Darul Magilor. Iată că și astăzi am o surpriză pentru dumneavoastră, deoarece astăzi alături de mine se află în platou ca invitat domnul Gheorghe Sărac, căruia îi spun bine venit. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație în studioul dumneavoastră Sigma. Un nume prin excelență, să zicem, intelectual, inspiră, te duce cu gândul imediat în universul intelectualilor. Vă mulțumesc că v-ați adus aminte și de un sărac, pentru că, din nefericire, parcă sărace sunt trecuți pe planul 2. Dar la dumneavoastră sunteți bogat pe plan spiritual. Da, vă mulțumesc. Este singura bogăție și la care țin foarte mult și mai ales țin foarte mult să fie până la sfârșit curată și frumoasă și, bineînțeles, închinată celor mulți. Stimați telespectatori, l-am invitat pe domnul Gheorghe Sărac astăzi la emisiunea din Darul Magilor, deoarece dânsul este un pătimaș și un iubitor al lui Eminescu, este un iubitor de romanță și, bineînțeles, de folclor. Folclorul pur, autentic, din zona în care dumneavoastră veniți, și anume? Bihorul. Da, prima și cea mai mare dragoste. Mare dragoste a fost și rămâne Doina și jocul din zona noastră, zona Bihorului. Se spune că bihorenii au un limbaj mai bolovănos, dar au un suflet nobil și cald. Această trăsătură ce ne definește sufletul să se regăsească în expresia cântecului, pentru că eu consider că nimic mai mult sau forma supremă de expresia a sufletului românului în general, dar mai ales a bihoreanului, este hora, cântecul acela al nostru tărăgănat, în care se ascunde, în care s-a sedimentat o istorie, sute de ani de obidă, de suferință, de bucurii, de necazuri, de tristețe. Și sigur, ele trebuiesc redate și transmise mai departe cu fidelitate, pentru că este de fapt oglinda peste vreme a sufletului ardeleanului. Cumva, melodiile dumneavoastră, toate sau măcar o parte dintre ele, au o istorie? Da, au o istorie. Primul meu dascăl a fost mama mea, să-i dea Dumnezeu sănătate, are 87 de ani. Mulțumesc. A fost sărumâna, a fost și încă este o horitoare, cu o voce, cum spunem pe la noi, de țângălău.
adică de clopoțel. De la ea am luat primele doine, primele cântece. Mai apoi, cel care a fost Ion Brad, cel care a fost marele profesor Traian Mârza, pe vremea când eram student la Cluj, și-a dat seama că sufletul și vocea mea are inclinații, predispoziții spre a exprima în mod deosebit folclorul din această zonă, de fapt unde m-am născut. Dumneavoastră ați preluat de la mama dumneavoastră și din ținutul Bihorului melodiile. Noi le preluăm acum de la dumneavoastră și le oferim telespectatorilor, și pentru că emisiunea deja a început cu o melodie din partea dumneavoastră către telespectatori, a venit momentul să mai ascultăm o a doua melodie din repertoriul dumneavoastră, după care vom reveni cu interviu. După Traian Mârza, cine a urmat? La terminarea facultății am fost, viața mi-a deschis un drum spre Carpați, peste Carpați, și am venit la București. Aici am găsit un mare prieten, cel care a fost și va rămâne un monstru sacru al folclorului românesc, marele George Vancu, dirijor al radio-televiziunii timp de 27 de ani. A fost un titan al folclorului, a luptat cu ardoare până la sacrificiu pentru puritatea folclorului din țară și în mod deosebit din Banat, din Transilvania. Dânsul v-a coordonat pașii în folclor, v-a orchestrat melodiile cumva? Cea mai mare parte a pieselor aflate în cardexul radioului sunt orchestrate de George Vancu, care are o manieră cu totul inegalabilă și în premieră absolută. A dat o frumusețe cu totul deosebită folclorului din zona noastră, încercând, și a reușit în mod magistral să îi păstreze culoarea zonală. De asemenea, în ceea ce mă privește, am ținut foarte mult, pornind de la ideea că niciodată forma nu trebuie desprinsă de conținut, am
mi-am impus să nu alterez conținutul acelor cântece și linia melodică. Așa se face că o perioadă nu prea eram în ton cu moda, adică se dorea cântece de folclorul nou. Eu n-am putut să concep ca o doină care a fost plămădită în urmă cu sute de ani să o golesc de conținut și să-i bag un text conjunctural pentru ca să fiu în grațiile lui X sau Y. Am aici alături de mine această casetă care a fost orchestrată de George Vancu și da, care poate fi atașată la acea fotografie pe care noi avem un platou. V-aș ruga să mă iertați, n-aș vrea să învinuiesc pe nimeni. Este însă o tristețe. Cel mai mare dirijor pe care l-a avut vreodată România, cel mai credincios și statornic slujitor al radioteleviziunii, care a fost, așa cum am spus, George Vancu, n-o să vă vin a crede, sunt într-un studio de televiziune, după o muncă de 27 de ani, a murit aproape orb, a murit uitat și blamat din nefericire și culmea că a trecut în eternitate fără a avea măcar un centimetru de film care să aducă aminte de marele George Vancu. Aici, să mă ierte, vina este prin excelența televiziunii române. S-au găsit sute și poate mii de kilometri de bandă pentru toți soliștii, sigur. Buni, alții mai buni, mai frumoși, mai... Dar n-a fost aproape niciun mare cântăreț sau unul mai modest să nu se rezeme pe acei umeri de titan care a fost George Vancu. Și e atâta nedreptate, nu știu cum se vor putea scuza în fața posterității cei care de 25, aproape 30 de ani, iertați-mă, au stăpânit și au păstorit acest folclor pe posturile naționale de televiziune, făcând atâta nedreptate acestui George Vancu, care de fapt se identifică cu cel mai mare folclorist al nostru. Să nu zicem că nedreptatea este totală, deoarece astăzi ați avut ocazia să vorbim și eu și dumneavoastră despre George Vancu și acum avem ocazia să ascultăm o primă romanță din repertoriul dumneavoastră, după care, bineînțeles, o să discutăm despre pasiunea dumneavoastră pentru Eminescu. Eu privindu-l din pădure, lasa leanul să mă fure și ascult de la răcoare ritma lacul. Din izvoare și din gârle apa sună sonoroasă, privirea-i postelită.
ea se poate să-l înloaie, ramul tânăr vânt să-și deie și de braț în sus o ie. Iară florile să ploaie peste dânsa, se întreabă trist izvor, așa cum spuneam, stimați telespectatori, domnul Gheorghe Sărac este un pătimaș al lui Eminescu. Am alături de mine o casetă în care dumneavoastră ați imprimat câteva romanțe pe versuri de Eminescu. De ce totuși Eminescu și nu altcineva? Iertați-mă, mă duc din nou cu gândul la plaiurile bihorene. Dumneavoastră sunteți tânăr, puteți fi copilul meu. Noi ardelenii, din nefericire, am fost privați în virtutea vicisitudinilor istoriei de ceea ce înseamnă apa vie, apa din izvorul nemuririi a limbii române. De aceea noi l-am iubit pe Eminescu mai mult poate ca nimeni altul, pentru că noi am fost cei mai privați de sfânta limbă românească. Și atunci, încă din momentul în care am început să înțeleg poezia și universul eminescian, a devenit, iertați-mă, un modus vivendi, poate nu este expresia cea mai potrivită, dar a devenit visul meu, universul în care m-am simțit întotdeauna cel mai bine a fost universul eminescian, pe care mi l-a oferit această poezie, care se ridică pe zenit, care iese din sfera pământescului. Dumneavoastră ați făcut o integrală, am înțeles, Eminescu. Da, cu mulți ani înainte de a se împlini acea 100 de ani de la trecerea în eternitate, respectiv centenarul Eminescu, mai exact la 9 martie 1989, eu lansam prima parte din antologia romanțelor lui Eminescu, 21 de titluri. Revin încă o dată la cel care a fost George Vancu, care m-a încurajat în această idee. De altfel, vreau să vă mărturisesc că această romanță pe care Freamă de Cotru este creația lui George Vancu și se regăsește acea frumusețe a naturii, a folclorului românesc în această dantelă atât de frumoasă. Dumneavoastră v-ați orientat către romanță foarte mult, deci pașii dumneavoastră s-au îndreptat spre romanță. Vă simțiți îndepărtat de folclorul bihorean? Nu. Dar eu am considerat că dacă Dumnezeu și mama prin pântec mi-au dat ceva în plus față de alții, am considerat că se impune să redăm generațiilor prezente, dar mai ales celor viitoare, valorile noastre culturale în expresia sublimă a cântecului. Și așa se face că în 90, deci în martie 90, am realizat antologia romanțelor lui Eminescu. În 94 am realizat o antologie de romanțe și cântece pe versuri de Vasile Alexandrie a Bardului de la Mircești, care va purta titlul De la Dunăre la Sena. Tot în acest context am realizat în premieră absolută o variantă inedită a imnului genezei poporului român, cum îmi place mie să numesc, Balada Miorița. În expresia limba română, limba franceză, traducerea fiind asigurată de marele profesor Claude Dinoir de la Facultatea de Franceză din București. Dacă dumneavoastră ați realizat până acum ce ați realizat și ați oferit publicului, dați-mi voie să ofer și acum telespectatorilor ce am realizat noi astăzi în filmările din platou. Thank you.
Într-o seară senină rătăcind pe alei, am zărit printre ramuri de tei. Zâmbitori ca de zei, fioroși ca de smei, ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi. Și privind luciul lor, ca și atunci când am mor, am crezut că am să mor fără de ei. Blind de tot mi-a șoptit, pot să vii dacă vrei, dacă vrei, dacă vrei, dacă vrei. Și privind am rămas întristat și uimit, am crezut că am să mor fără de ei. Și-am umblat rătăcind pe fantastice căi, după ei, după ei, după ei. Câte chinuri de dor, câte nopți de nesomn, iar acum te întreb ce mai vrei. Nici o vorbă n-ai spus, mi-au șoptit numai ei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi. Nici o vorbă n-ai spus, mi-au șoptit numai ei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi. Domnule Gheorghe Sărac, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Mie îmi pare sincer rău pentru că nu am ocazia să vorbesc cu un adevărat orator în ceea ce privește nu numai romanța Eminescu și folclorul, dar și universul în general. Aveți un plan de viitor? Da, am un plan extrem de bogat și mi-e teamă că nu o să-mi ajungă timpul. În primul rând, doresc din tot sufletul să duc până la capăt, să realizez un buchet de antologii cântecelor și romanțelor compuse pe versurile marilor clasici. Eminescu, deci realizat, Alexandrie realizat. Sper să mă pot apuca într-un viitor foarte apropiat de prima parte a antologiei Octavian Goga, care este balsamul ardeleanului, balsamul sufletului ardeleanului. Am adunat peste 35-8 de astfel de creații, multe din ele necântate niciodată. De asemenea, am realizat jumătate dintr-o antologie de colinde cu un pronunțat parfum bizantin, lăsate tot de acest marele George Vancu. Anul trecut și încă în anul acesta, poate ați văzut, sunt foarte, mă rog, prins sufletește și nu numai de a dovedi poporul român că cel care a fost marele Eminescu, din nefericire, care de 100 și ceva de ani vine cu aureolă cenușie, ca fiind nebun, veneric și așa mai departe, un mare neuropatolog român mi-a oferit o carte cu rugămintea de a face ca în premieră absolută în România această carte să fie publicată. De fapt, dumneavoastră, când am vorbit aseară la telefon, cred că acolo vă aflați. Nu. Sau ați nu. Venit de acolo. Nu, o să vă spun. Nu, o să vă spun. Că, e bine că mi-ați adus aminte. Deci, această carte a fost editată, a fost lansată, am alergat până acum prin aproape majoritatea județelor din
din țară. Ea se află la toate ambasadele noastre din toată lumea. Ministerul Culturii a trimis și a achiziționat, a trimis la foarte mulți români în Basarabia, Ucraina și în alte părți ale lumii, ca românii să cunoască că cel care este zeul limbii române, care ne-a ispășit limba de sirniciile străine, n-a fost un veneric, ci a fost, din nefericire, să zic, victima unui tratament greșit cu frecții și cu injecții cu mercur. El, de fapt, s-a născut mult prea repede, când noi nu știam, nu eram pregătiți pentru el și, din nefericire, îmi pare rău, nici acum nu știu să-l iubim. Domnule Gheorghe Sărac, noi îl iubim, pentru că altfel n-am fi avut ocazia să vorbim despre Eminescu. Cum dumneavoastră a spus că a fost zeul literaturii române, dați-mi voie să parafrazez și să spun că dumneavoastră sunteți zeul în viață al lui Eminescu și al romanței. Și, stimați telespectatori, ne pare rău că această emisiune se află la sfârșit. Aș dori să mă ascultăm o ultimă romanță oferită de domnul Gheorghe Sărac și ultimul cuvânt. Da, n-aș vrea să vă las fără un răspuns la întrebare, în mod deosebit pentru iubiții mei telespectatori. Aseară, când dumneavoastră mă căutați, eu eram la un prieten care este Dumitru Ciocoiu, foarte interesant, un pensionar, un împătimit într-o romanță, și suntem aproape de final cu antologia romanței românești de la începuturi până în zilele noastre. Am adunat peste 500 de romanțe cu partituri, cu variante, pentru că nimeni nu-și poate permite să condamne la uitare un compozitor care poate a fost mai puțin inspirat decât altul. Deci fiecare are dreptul la posteritate, să se bucure de posteritate. Sper că în anul acesta voi face primul pas în editarea în premieră absolută a antologiei romanței românești de la începuturi, de la Anton Pan și până mai în zilele noastre. În așteptarea acestei antologii, la revedere și să ne vedem cu bine la aceeași emisiune din Darul Magilor săptămâna viitoare, bineînțeles, la aceeași oră, sâmbătă. La revedere! Aninoasa era o horă mare, o horă prea frumoasă în zi de sărbătoare. Veniseră la horă băieți și fete mari, femei cu prunci în brațe priveau de sub umbrar. Bătrânii pe la mese ciocneau cât un pahar, iar acolo mai departe era un tânăr care, îngândurat și singur, privea din depărtare. O tânără nevastă, văzându-l cum stătea, se duce către dânsul și-l întrebă așa. Se duce către dânsul și-l întrebă așa. De ce stai tu, băiete, și nu învârtești ora? O fată frumușică, așa e Tudora, sau Santa, sau Ruxandra, din satul cel vecin. Să uiți de supărare, să uiți de al tău chin. Să uiți de supărare, să uiți de al tău chin. Nici Santa, nici Ruxandra, nici scumpa mărioară, și nici o altă fată nu-mi stinge inimioara. Căci alta mai frumoasă, smaranda lui Novar, mi-a ferecat iubirea de nu pot s-o desfac. Azi n-a venit la horă, stă plin să încerca. Căci taică său la horă n-o
lasă ca să vie. O ține închisă în casă ca într-o colivie. De teamă că smaranda frumoasă cum e ea să nu fie furată de către cineva. Că știe că mi-e dragă și vreau să fie a mea. De teamă că smaranda frumoasă cum e ea să nu fie furată de către cineva.